Iar acum, în atenția dumneavoastră, ceea ce poate părea un simplu tub de plastic, ceea ce pot părea doar două eșarfe simple, una albastră și una roșie. Să vedem dacă se poate întâmpla ceva. Atenție, este un truc foarte periculos. Și dacă nu suntem atenți la executarea lui, putem păți ceva foarte grav. Atenție! Spunem acum formula magică. Legatonile batistonii! Ta-da! Dar e sala goală. Unde-s copiii? Parcă mi-aduc ceva aminte. Sunteți acasă în siguranță, lângă mami și lângă tati. Să știți că la teatru e foarte trist fără voi. Dar să ascultați de ei și noi ne vom revedea în curând. Din păcate, nu mai pot să susțin acest spectacol de magie, pentru că era unul interactiv, trebuia să lucrăm împreună. Dar hai mai bine să vă spun o poveste. Știți cu toții cum începe o poveste, nu? A fost odată, exact, ca niciodată, pentru că dacă n-ar fi fost, nu s-ar mai putea povesti, nu-i așa? A fost odată ca niciodată un ied ce avea trei căprițe. Ați auzit bine? Trei căprițe. Pentru că asta e o altă poveste. Poate unii dintre voi o știți. Erau Margareta, Marieta și Beheheta. Doar că aș fi avut nevoie de trei actrițe talentate. Oh, Mihai! Ai zis ceva de talentate. Da, da, suntem aici. Am auzit. Ia, bună! Da. Știți că trebuia să fac spectacolul de magie pentru copii și nu putem face pentru că nu avem copii în sală, păi dar îi avem aici. Aici unde, unde Mihai? Mihai? Unde, Mihai? Aici, în online. Oh, bună! Bună! În direct? De mine zicea de talentate, de mine, da. Uite. Da. Bine, bine. Și cum nu pot face spectacolul de magie, așa. Am ales să le spun o poveste. Așa. Iedul cu trei capre. Oh, o știți, super, da, o știți. Perfect. Margareta, Maria, știți? Da. Aveți pretenții? Da. Casting. Dăm casting. Știți cântecul căpriței? Da, și eu știu. Trei. Da, îl știu, îl știu. Treies, cucuieți, ușa mami descuieți, că mama va duce vouă drop de sare în spinare, mălăiești, încălcăiești, tare ca piatra, iute ca săgeata, la anu și la mulți ani. Vedeți, da, talentată. Am decis. Da. Margareta joc eu că... o să așa joace Oana. Pentru... E pe amploa, trebuie să mă înțelegi. Vedeți, copii, așa funcționează. Femeile în teatru sunt foarte pretențioase și trebuie să le mulțumim. Marieta joc eu, o să joace Adelina. Pentru că... pentru că ea trebuie să și cânte ieduțului nostru și știi că ea cântă. Și tu o să joci... Ce o să joc, Mihai? Beheheta. Poftim? Beheheta. Ce nu e meie, Mihai, ăsta, Beheheta? Ție ți-a venit? Fii atentă. Uite că au plecat fetele. Așa. Deci, crede-mă, ăsta, rolul ăsta e peste Ofelia, e peste Nina din Pescărușul. De ce? Ce nu știu, o să vezi, o să simți cum te... preia personajul, cum se văluie. Înțelegi? Bine. E foarte urât numele. E apogeul tău. Mihai, e foarte urât numele, dar o să-l fac extraordinar. Perfect. Bine? Perfect. Bine? Bine, pa, Mihai. Am încredere în tine. Bine. Mulțumesc, Mihai. După cum spuneam, a fost odată ca niciodată un ied și avea trei căprițe. Margareta, care îl hrănea și pregătea masa tot timpul, Marieta, care îl punea la somn și îi cânta înainte de somn, și Beheheta, care era mai năzdrăvană, dar totuși îi cosea hainele și avea grijă de hăinuțele iedului. Dar mai bine, hai să lăsăm vorba la o parte și să vedeți povestea. A fost odată ca niciodată.
cunosc și îl cresc cu ciorbică și sarmale, să crească mare, mare, mare. Și uite, am pus ceva în cuptor, să-l hrănesc ușor pe puișor. Imediat îl chem la masă, că mâncarea mea-i gustoasă. Beheheta, capră eu, și pentru ieduțul meu mereu coscămăși și pantaloni și pun la geacă bufon. Toată ziua eu calc și cos, iedul nostru-i frumos și e arătos. Îl iubesc și-l pregătesc și mereu eu îi zâmbesc. Eu Marieta și sunt o doamnă, și când ieduțul mă cheamă, eu bag de seamă, mă duc iute repejor să-l adorm pe puișor. Îl alint și îi șoptesc că doar pe el îl iubesc și îl prețuiesc, iar cu grijă și ușor eu îl pup pe botișor. Să ne apucăm de treabă, Marieto, Beheheto! Când dată se trezește ieduțul nostru și trebuie să-i dau de mâncare. Of, așa e, că uite, și eu mai am puțin și termin de cusut flaneluța și mai e oașul. Oh, ia uite că și pantalonii a rupt ieri la joacă. Of! Dacă n-ar mai rupe toate hainele pe care le îmbracă tare, bine ar mai fi. Beheheto, da. Ia dă din mână mai repede, că acum se trezește ieduțul nostru drag și n-are cu ce se îmbrăca. Eu am terminat de spălat. Hai, dacă ai terminat și tu să-mi dai să mă apuc de călcat. Mititelul! Auziți cum sfărăie? Mânca l-ar mama pe el de pui mic. Ia, ia, ia. Atât odor avem și noi pe lume, cu ce ne mândri. Dar și pentru cine muncim. Da, 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 că dacă te scoli în zor, dar nu pleci nicăieri și nici treabă n-ai, degeaba te-ai spus. Așa este, că eu nu știu ce ne-am fi făcut dacă Dumnezeu nu ne binecuvânta cu odrasla asta. Haideți să-l pupem mama pe el de pui mic. Suratele, să știți voi de la mine că stâna fără oi e ca familia fără copii. Așa e. Păi că uite, iedul nostru e cel mai cel. Nici prea prea, nici foarte foarte. Nu, este cel mai frumușel. Este și deștept, e și voinicel, e și talentat. Păi când natura se hotărăște să zămislească o făptură cu adevărat frumoasă, pare că-și dă silința să o facă desăvârșită. Bravo, Maria, tu ai zis-o pe aia grea. Bravo, bravo. Hai, bravo. De pui micul și dragul să-i mănânce, că nu mai pot de dragul lui și de părul lui, că mă doare inima de dragul tău. Mă, că vine și te zile că strâng aici. Și așa îl alintau pe ied în fiecare zi. Dar astăzi l-au alintat așa de mult încât l-au trezit din somn pe ied. Dar mai lăsați-mă în pace! Vreau să dorm! Țațelor! Uite cum se întoarce el.
Mâncălorul, mamă, și-l mânge. Doamne! Uite cum stă el în pat. Uf! Uite cum se scarpină el la ochi. Mamă, beheta! Aoleu, spune, dragul mami, spune! Îmbracă-mă! Acum, dragul mami! Ia uite, așa și imediat te îmbracă, mami! Hai, mai repede! Acum vine mama! Hai, mami, bagă mânuța aici! Bravo, mami! Și aici, unde? Aici! Nu e bine! Bagă mânuța aici, te rog, mă! Hai, mama! Aici? Bagă mânuța aici, uite aici, mami! Uite, da? aici! Așa. Asta... Bravo, mami, uite și aici! Da. Bravo, dragul mami, că dacă ai fi și tu puțin mai ordonat și nu ți-ai mai arunca hainele prin toată casa, tare bine ar mai fi. Da. Dar voi ce altă treabă mai aveți toată ziua? Păi nu? Da, așa e. Da. Mamă, Margareta! Da, iubitul lui mami, spune. Mi-e foame, dă-mi de mâncare. Da, puiul lui mama. Uite. Ți-am pregătit lapte cald cu mămăliguță. Da, ajută mama tale, că nu pot singur. Da, iubitul, mama. Și vreau și plăcințele. Da, puiul, mama, că am făcut, a făcut și plăcințele. Ia să vedem. O guriță pentru mami Marieta. O guriță pentru mami Beheta. O guriță pentru mami Margareta. E bun? Se putea și mai bine. Este foarte sărat. Și am auzit că nu este bine să mănânci foarte sărat. Data viitoare să încerci să pui niște miere. Da, mami, da. Pune miere data viitoare. Gata, am plecat la joacă. Suntem patru azi în casă, că i-am numărat la masă. Margareta, Beheta, Iedul, eu și Marieta. Margareta-i serioasă, bună și respectuoasă. Ia mâncarea pregătește, foamea de mi-o potolește. Eu sunt Ieduțul, copiluțul. Eu sunt Ieduțul, copiluțul. Eu sunt Ieduțul, copiluțul. Beheta-i muncitoare și frumoasă ca o floare. Chiar și atunci când are treabă, vine și mă îmbracă în grabă. Marieta-mi dă povață și cum să mă port în viață. Ea mă leagănă mereu ca să pot dormi și eu. Vlăduț! Fiule! Haide, mama, că e vremea să dorm după amiază. Uf, iar să dorm după masă, dar v-am spus că nu-mi place să dorm după masă. Știu, dacă trebuie să mă fac mare, că dacă dorm după masă mă fac mare. Poate că nu vreau să mă fac mare, poate că vreau să mă rămân mic. V-ați gândit vreodată la asta? Uite cum aruncă el pe puțin. Ai, da, așa. Se supără el. Are personalitate, da, de are, mică. Are. Da, aici se ceară. Uite cum stă el în pat, mâncălorul, mamă, să-l mănânce. E obosit, e obosit. Da, e un pic. Așa, mami, vreau. Da, mami, da, așa. Mamă, Marieta! Da, dragul! Adoarme-mă, nu pot singur! Mâncălorul, mama, pe el de pui mic! Da. Stai să-ți facă mama loc! Așa! Hai, da mai sus, puiule! Opa, bravo! Nani, 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 visele să te apuce. Nani, 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 când căprițele te pupă dulce. Nani, 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 și să dormi ca un prințișor. Nani, 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 dormi cu mama, dormi ușor.
Căprițelor! Zilele treceau și Edul se comporta la fel cu căprițele noastre. Dar parcă era și mai alintat și mai răsfățat cu fiecare zi. Exact așa. Sper că voi acasă nu faceți la fel. He, așa viață să tot trăiești 100 de ani și încă ai zice că n-ai trăit destul. Stai că sună cineva la ușă. Uite că în vremea asta s-a întâmplat o nenorocire în pădure, nu departe de căsuța lor. Margareta avea să se întoarcă cu vești și împreună cu suratele ei să se sfătuiască dacă vor sări în ajutor. Suratelor! Ce? Suratelor! Ce? Mare necaz a pățit vecina noastră, capra cu trei iezi. Ne cheamă să o ajutăm. Ce a pățit? Știi ce a pățit? A trecut lupul pe la ea pe acasă cât era plecată și i-a mâncat iezișorii cei mari, rămânând doar cu cel mic. Și ne cheamă să o ajutăm să împăturim sărmăluțe, să facem colăcei și să facem cozonăcei. Aleu, săraca de ea, că tot din necaz în necaz, că săptămâna trecută am mai pățit o boacănă. Marieto, lasă-mă pe mine să o spun pe aia. Printr-o nefericită întâmplare, cu mătra vulpe căzuse într-o fântână adâncă din care nu mai putea ieși. Mergând către piață, a trecut pe acolo capra cu trei iezi. Da, da, a trecut capra și vulpea a văzut-o. A văzut-o. Și a zis: vai, dar n-ai auzit că o să fie secetă mare, iar eu am sărit aici jos ca să fiu sigură că o să am apă de băut. Că de ce nu vii și tu? Hai, da. Păi și capra s-a gândit că ăsta e un sfat bun? Da! Și a sărit și ea în fântână. Da. Dar imediat însă vulpea a făcut un salt pe spatele ei și punându-și picioarele pe coarnele ei lungi, a reușit să iasă afară din fântână. Păi da, eu cu beheheta cu greu am mai reușit să o scoatem de acolo. Mă, dar am certat-o și i-am zis. Niciodată să nu te încrezi în sfaturile cuiva aflat la necaz. Niciodată. Păi da, nu știi tu, mă, Margareto, că la omul sărac nici boi nu trag și cade și pâinea noroi. Da, suratelor, da. Să mergem să o ajutăm numai decât. Hai să mergem. Stați! Nu. Am uitat ceva. Ce? Trebuie să pregătesc mâncare pentru ieduțul nostru, ca să aibă ce îmbuca cât plecăm noi de acasă. Așa că și eu trebuie să-i calc hainele și să-i le cos și să-i le spăl. Eli și eu trebuie să-i le pun la uscat și să-i le calc din nou. Hai. Thank you.
pe care căprițele noastre cu noaptea în cap să-și ajute surata. Adică pe capra cu trei iezi. Adică să facă sărmăluțe, colăcei, cozonăcei, dar nu înainte de a pregăti iedusului nostru mâncare și mai ales mâncarea lui preferată, plăcințele, lapte cald și mămăliguță. Să-i pregătească hăinuțele. Dar uite că s-a făcut dimineață și căprițele noastre nu s-au întors, iar ieduțul nostru era tot singur. Voi ce credeți? V-ați descurcat singuri acasă? Dar mai tăceți din gură! Lăsați-mă să dorm! Țațelor! Mamă Beheta, îmbracă-mă! Mamă Beheta! Mamă Beheta? Mamă Beheta! Dar nu-i nimeni în casă. Ba nu, gata, știu, cred că se ascunde mine. Dar știu eu un șiretlic, adică un truc care funcționează tot timpul. Plânsul. O să plâng și o să li se facă milă de mine și o să vină să mă îmbrace. Așa. Corpul moale, mâna jos, cap într-o parte, privirea pierdută. Mama Beheta! Mama Beheta, îmbracă-mă, nu pot să mă îmbrac singur. Mama Beheta! Mama Beheta! Mama Beheta! Și plângea ieduțul și zbiera de se zguduiau pereții casei, dar uite că fix în acel moment, fix pe lângă căsuța lui de la marginea pădurii, trecea un animăluț. Ce-i cu larma asta? Ulele, aici e casa ieduțului cu trei căprițe. Pe semne, căprițele vor fi duse de acasă. Ia să intru, să nu care cumva să fi pățit iedul ceva. Cine e acolo? Îți zic doar dacă ghicești ghicitoarea mea. Am o coadă îmbelșugată, nu ca ursului tăiată, blană brună sau roșcată, sunt șireată și vicleană, furgăini pe sprânceană. Ghici cine-i? Cine să fie oare copii? Aveți dreptate.
Dar să vedem oare ieduțul nostru știe? Da, câinele. De ce? Pentru că este... Uite, vrei să-ți dau un indiciu? Da. Are blană brună sau roșcată? A, atunci pisica. De ce pisica? Pentru că pisica are blană brună sau roșcată și are și coada îmbelșugată. Copii, ce spuneți? Îi mai dăm un indiciu? Bine. A păcălit ursul și a mâncat și peștele. Și a mâncat peștele. A, vulpea! Bravo, vulpea este. Copii, ce credeți? Are voie să-i dea drumul în casă? Exact. De ce? Pentru că este un străin, nu? Intră! Ai ghicit, vericule! Ia zi, ce s-a întâmplat? De ce urli așa tare de zici că se cutremură toată casa cu tine? Pentru că mămuca Behetă nu este aici și nu are cine să mă îmbrace! Păi și cu ce trebuie să te îmbrace? Cu ce trebuie să mă îmbrace? Cu hăinuțe! Păi și unde sunt hăinuțele? Nu știu! Mă ajut tu să mă îmbrac? Da, te ajut eu! Bine, atunci, caută-le... caută-le în baie! Baie? L-ai găsit? Nu sunt ieduțul în baie! Atunci în cămară? Cămară? Nu sunt ieduțul nici în cămară! Uf! Caută-le sub pat! Sub pat! Ai găsit ceva? Nu, ieduțule, e plin de praf sub pat. Unde să fie? Ah, în curtea din spate atunci? În curtea din spate? Sunt acolo? Nu sunt ieduțule, nici în curtea din spate. Ieduțule? Da? Dar nu ăsta e sacoașul tău? Ah, ba da, acela este. Păi hai că te ajut eu să te îmbraci, fii atent că am fost la un curs de parenting și m-am învățat acolo cum să îmbrac copiii mici. Bine. Întinde mâinile. Da. Bun, și închide ochii. Închid ochii. Mimi Duru mă numesc și sunt un vulpoi domnesc. Mimi sunt eu. Sunt frumos și elegant, mănânc doar în restaurant. Mimi sunt eu. Mimi sunt eu. Și când vreau să păcălesc, nici nu mă gândesc, reușesc. Mimi Duru, așa mă cheamă, și sunt o vulpe de seamă. Mimi sunt eu. Când mă plimb, parcă dansez. Când gândesc, mă camuflez. Mimi sunt eu. Mimi sunt eu. Și când vreau să păcălesc, nici nu mă gândesc, reușesc. Azi mă duc și la banchet. Mimi sunt eu. Mimi sunt eu. Și când vreau să păcălesc, nici nu mă gândesc, reușesc. Ehe. Vedeți, copii, ce se întâmplă dacă lăsați străinii în casă? Gata, vulpe, m-ai îmbrăcat? Vulpe, poți să deschid ochii? Vulpe? Vulpe!
Vulpe! Atidășeii mei! Paltonașul! Ce? Vulpea! Vulpea mi-a furat tăinuțele! Și cu ce mă mai îmbrac eu acum? Și mai important, cu ce o să ies eu afară la joacă? Și mi s-a făcut și foame! Mamă Margareta! Mamă Margareta, mi-e foame! Mamă Margareta? Mamă Margareta! Uf! Să mai plâng puțin. Așa. Corpul moale, capul într-o parte, privirea pierdută. Mamă Margareta! Mamă Margareta, mi-e foame! Mamă Margareta, nu pot să mănânc singur! Mamă Margareta! Mamă Margareta! Și plângea ieduțul și zbiera, de zici că pica cerul pe el, nu alta. Dar uite că, prin apropierea casei, trece un alt animăluț. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found off my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a pawpaw or a prickly pear, and you prick a raw paw, well next time beware. Ui, dar și s-aud, ei! Zici că pică șerul pe tine, nu alta. Aici e căsuța iedului cu trei capri. Or fi plecat dânsile de acasă, caprile, și sarmanul lui ied e strașnic singur. Ia să intru să văd ce se întâmplă. O fi mamuca Margareta! S-a întors să-mi dea de mâncare. Dar dacă s-o fi întors vulpea, mai întâi să mă asigur. Cine e? Ia de dezlușăști. Ce zisăși? Adică ghicești ei. Ascultă, mare și puternic tari, am și poftă de mâncare, zic mor de foame. Ghișini. Cine este copii? Așa este, ați ghicit. Dar să vedem dacă ieduțul nostru a ghicit. Da, rinocerul. De ce rinocerul? Pentru că este mare și puternic. Și are o poftă de mâncare de moare? Nu. Gata, știu! Elefantul! De ce elefantul? Pentru că este și mai mare și mai puternic decât rinocerul și trăiește în Africa. Și în Africa este foarte mult deșert, așa că nu prea are ce mânca. Îi dăm un indiciu? Bine. A fost păcălit de vulpe. Eu? Și a rămas și fără coadă. Cum am rămas fără coadă? Ursul! Exact. Acum să sperăm că nu va repeta aceeași greșeală de două ori. Intră! Ia că intră. Uite, era zăvorul deschis. Dar și eu, iedule, și zghirea așa tare de stremura cupereșul de pe casă. Mi-e foame! Ei, dar șai crăchi! Nu-mi căchinezi, șai! Răzlăghește-te acolo! Zămi unde-s merindele că te ajut eu, strajnic, să te delectezi, să mănânci! Păi de unde să știu eu unde sunt merindele la mine în casă? Dar și vrei să știu eu? Ia caută în baie. În baie, dar tu-ți bagi joc de mine? Nu. Și caută în baie. Atunci sub pat? Băi, mă pun în chiloste și mă uit, mă. Ai, nu-i nicare. Atunci am curtea din spate. Păi cum să fie în curtea din spate? Le mănâncă urși acolo.
Atunci unde ar putea să fie? A, în cămară! Da, e în cămară asta, da, sună bine, cred că acolo da. Iau și aici încăldare. A, ai și? Dacă tot te duci în cămară, vezi că ar trebui să fie niște sărmăluțe pe acolo, să-mi aduci și mie. A, sărmăluțe, ghini. Da. Ghini, hai că ți-aduc. A, ai și? Să-mi aduci și piftie, te rog. Și piftie și aia, răștură? Cred că da. Ei, ghini, hai că ți-aduc. A! Și mă, și. Să nu uiți să-mi aduci și pâine. Și pâine, hai ghini, hai că ți-aduc și pâine. Bine. Hai, a! Ai, și. M-am lovit. Ai, țar capul de hăbăuc. Ai, iedoțule. Da? Nu mai era nica în cămară, era cămara goală. Nu era nimic. Pic de mâncare, pic de mirindă, nica. Nimic, nu mi-au lăsat mămicile nimic. Cred că au mâncat capile astea zgârșitile tă, nu ți-o lăsa nica, ăi, nica. Dar uite, fii atent la mine. Am găsit 3 grăunți fermicate. Ia, ține palma. O să le sădești în pământ și peste 3 zile o să iasă din trânsele un vreș de fasole de 300.000 de kilometri. O să te urci la vârful vreșului de fasole și acolo ai să găsești un capcaun. Ai să te lupți cu el și apoi o să găsești păpușoi. Ce? E porumbei. Ah. Apoi o să găsești barabule. Barabule? Cartofi. Apoi o să găsești harbuz. Ce e ăla? Păi e lubinițăi, pepini. Okay. Și apoi o să găsești zămos. Zemos? E tot ăla de galben. Dar mă rog, asta e altă poveste, ți-o zic și eu altă dată. E cât fac eu de mâncare până atunci? Mă faci tu de mâncare? Lumează și mormăilă, alți în zâc și somnurilă, mor de foame. Sunt puternic ca un zmău și mi-e foame mai mereu, mor de foame. Dacă vrei să te faci mare, să mănânci mâncare, să mănânci așa ca mine, ghini. Zamă, ciorbă cu ardei, o salată, felul trei, mor de foame. Vă rog, produse locale, bio-naturale, doar naționale. Vă rog, fără chimicale, fără minerale, Pepsi, Cola, apă dulce. Zama este primul fel, pui de vită sau de miel, mor de foame. Felul doi avem anume barabuli și legumi, mor de foame. Dacă vrei să te faci mare, să mănânci mâncare, să mănânci așa ca mine, ghini. La desert avem migdali, nuș, compoti, portocali, mor de foame. Locali, bio-naturali, doar naționali. Vă rog, fără chimicali, fără minerali, Pepsi, Cola, apă dulci. Vreau sarmali, vreau șumieri, le-aș amestica între ele, mor de foame. Vreau dulceață și clătite, nu mai vreau rabdari prăjite, mor de foame. Dacă vrei să te faci mare, să mănânci mâncare, să mănânci așa ca mine, ghini. Am plecat în căutare, să găsesc multă mâncare, mor de foame, mor de foame, mor de foame. Ei, se pare că Eduțul nu și-a învățat lecția din prima. Și a trebuit să o mai primească o dată. Să vedem ce se întâmplă în continuare. Uf, și-am rămas și nemâncat. Și mi s-a făcut și somn. Ah, gata, știu.
Mămicile mele mi-au povestit că atunci când erau studente la facultatea de actorie, ca să le pregătească pentru viitor, profesorii le puneau să doarmă pe nemâncatelea. O să fac și eu același lucru. O să dorm ca să nu mi se mai facă poftă de mâncare. Ah. Așa. Mama Marieta! Mama Marieta, mi-e somn! Mama Marieta! Of, iar trebuie să plâng! Corpul moale, cap într-o parte, ochii goi. Mama Marieta! Mama Marieta, mi-e somn! Mama Marieta, nu pot să dorm singur! Mama Marieta! Și plângea ieduțul și zbiera de se zguduiau pereții casei. Dar uite că în acel moment, fix pe lângă căsuța lui, trecea un alt animăluț. Portabil. Eu te uită, e casa iedului cu trei capre. Pe semne că cele trei capre or fi duse și ele la praznic, la beata capă cu trei iezi, unde îi mere și eu. No, să intru să văd ce s-a întâmplat. Cine e? Ghicitore de ghici, vei afla ce vei pofti. Auleu, altul. Mi-s cam supărat că nici o oaie n-a mâncat. Mi-s hamesit, mi-s patruped, m-aș mulțumi și cu un ied. No, e de ghici. Cine să fie copii? Așa este, ați ghicit. Să vedem, oare ieduțul nostru știe cine este? Da, cățelul. De ce cățelul? Pentru că este hamesit și patruped. Și s-ar mulțumi și cu un ied? A, nu, câinii nu mănâncă iezi. Corect. Gata, știu atunci, leul. De ce leul? Pentru că este hămesit, patruped și mănâncă și iezi. Copii, îi dăm un indiciu. Bine. A mâncat-o pe scufița roșie. A, știu povestea. Lupul. Lupul, bravo. Să sperăm că nu-l va lăsa în casă. Intră. Ioi, da, ce s-a întâmplat, mă, băiete, de plângea așa cu patimă? Păi totul s-a întâmplat azi dimineață când m-am trezit și mi-am început rutina zilnică. Le-am zis mamelor mele să tacă, să se ducă altă parte să vorbească, să mă lase să dorm și că sunt niște țațe. Și am întrebat-o pe mama Beheta: mama Beheta, vin să mă îmbraci. Mama Beheta nu mi-a răspuns și atunci am țipat și mai tare la ea: mama Beheta, mama Beheta, vin să mă îmbrac. Nu mi-a răspuns, inițial am crezut că se ascunde mine și am început să plâng și am zis: mama Beheta, mama Beheta, dar nu mi-a răspuns mama Beheta. Dar dintr-o dată am auzit ciocăniturii, nu știu, și când conlus că sunt deschid, a fost vulpea. Și am întrebat-o pe vulpe: vulpe, mă ajut să mă îmbrac? Vulpea mi-a zis da, dar de fapt vulpea a început să-mi fure toate hăinuțele și m-a lăsat fără să mă îmbrac și nu aveam cu ce să ies afară să mă joc. Apoi mi s-a făcut foame și am întrebat: mama Margareta, mama Margareta? Nu mi-a răspuns mama Margareta. Mi-am adus aminte că mămicile mele când erau în facultate le-au pus profesorii ca să doarmă fără să mănânce ca să le învețe pentru viitor și am încercat să fac și eu același lucru, dar n-a mers pentru că mi-era foame. Și am zis: mama Margareta, mama Margareta? Nu mi-a răspuns mama Margareta, dar am auzit bocăriturii lușe și l-am auzit pe urs. Am lăsat pe urs să intre în casă și a zis că-mi face el de mâncare, dar nu mi-a făcut de mâncare. Nu am înțeles absolut nimic din ce mi-a povestit.
Mi-a dat 3 bleșuri de fasole și a zis că să mă bat cu un căpcăun ceva, de eu nu știu să mă bat, că eu sunt doar un ieduț mic. A plecat ursul și cred că mi-a și furat toată mâncarea. Apoi mi s-a făcut somn și am zis să mă bag în pat, dar n-am putut să mă bag în pat pentru că mama Marieta nu este aici și dacă mama Marieta nu este aici să mă doarmă, nu pot să dorm. Și atunci când sunt dorm devin foarte murăcănos. Iar am auzit bocănituri în ușă și am întrebat cine este și ai apărut tu și uite-ne aici. Nu, dar mult mai vorbești, mă, băiete. N-o zăi pe scurt! Mi-e somn și n-are cine să mă adoarmă. Ioi, dar de ce n-ai zis așa din prima? Las că te adorm eu! Mă adorm tu? Nu, bine, te adorm eu. Bine. Așa. Acoperă-mă mai bine. Asta făceam, mă, băiete. Bine. Ei bine. Și mâinile. Și mâinile. Dar acum nu mai pot să respir. No, ei bine. Nu. Ei bine. Da. Leagă-mă. Dar să știi că mama Marieta când mă legănam și cânta. Îți cânta? Da. Și vrei să-ți cânt eu? Da. No, bine, ce vrei să-ți cânt? Știi vreo melodie de-a lui Abba? Abba, da, știu. Atunci cântă-mi, te rog. Bine, îți cânt Abba. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Aici e instrumental. Ioi, o adormi. Lupule. Ioi, tu dai, Doamne. Eu știam că lupii strigă la lună, dar mi se pare mie că tu cânți la lună. Ai o voce foarte frumoasă. E, mulți am fai. Poți să mai cânți ceva? Da bine, ce vrei să-ți cânt? Păi, uite, mama Marieta a fost în Italia și a învățat foarte bine să vorbească în italiană și m-a învățat și pe mine. Și a învățat și câteva cântece în italiană. Ioi, dar și știu și eu în italiană. Știi să vorbești în italiană? E. Perché non mi hai detto così? Perché mama Margareta, mama Marieta, non mama Margareta, mi-a imparat un po' l'italiano. Posso parlare pure io, però non lo conosco tanto bene, però so qualche parole. Mă, băiete, da. Eu știu numai cântece în italiană, nu știu să vorbesc în italiană. Ah. Nu, uite că-ți cânt unul. Da, te rog. Principessa, principessa, c'è la gioia intorno a te. Sei guarita tanto e fretta, sei guarita più di me. Ma perché che occhi bassi per rispondere al mio inchino quando vieni per i campi con tuo principe? Vicino. Lupule. Oi, tu dai, Doamne, dar mai dorm, băiete, și ai, tu. Ai o voce foarte frumoasă. Mulțumesc. Te-ai gândit vreodată să te duci la Vocea Pădurii? Ioi, dar să știi că am fost la Vocea Pădurii. Da? Și ce s-a întâmplat? No, o câștigat ursul pe caz de boală. Îmi pare rău, m-am întâlnit cu el, nu merita să câștigi. Da, știu, asta am zis și eu, dar nu m-a crezut nimeni. Dacă te rog ceva, poți să mai încânți. Ce să-ți cânt, mă, băiete? Cântăm ce vrei tu. Ce vreau eu? Da. Orice. Orice. Uite, promit că după asta o să adorm. Melodia mea. Melodia ta. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Beh. Tu la donna mi ha intompito io. No,
Hai, da. Iedul nostru e răsfățat, răzgâiat și alintat, îi tătân și supărat, cred că s-o ascuns o pat. Nani, nani, puișor, dormi cu mine, dormi ușor, vreau ca să te îngrijesc și apoi să te învielesc. Iedul nostru e răsfățat, răzgâiat și alintat, îi tăt plâng și supărat, cred că s-o ascuns supat. Iedul nostru e răsfățat, răzgâiat și alintat, îi tăt plâng și supărat, cred că s-o ascuns supat. Nani, nani, ied frumos, cred că ești tore gustos. Vino-ncoace, dragul meu, și-om să te mănânc dor eu. Vreau să știe omenirea că mi-e delicată firea, mi-s un lup și mi-s sensibil, iar iezi îmi plac teribil. Eu ascult și la fireastră ca să văd dacă în casă dă-ți copii pozne fac ca să-i pot băga în sac. Iedul nostru-i răsfățat, răzgâiat și alintat, îi tăt plâng și supărat, cred că s-o ascuns supat. Iedul nostru-i răsfățat, răzgâiat și alintat, îi tăt plâng și supărat, cred că s-o ascuns supat. Iedul nostru-i răsfățat, răzgâiat și alintat, îi tăt plâng și supărat, cred că s-o ascuns supat. Nani, nani, puișor, dormi cu mine, dormi ușor, vreau ca să te îngrijesc și apoi să te învielesc. Iedul nostru-i răsfățat, răzgâiat și alintat, îi tăt plâng și supărat, cred că s-o ascuns supărat. Vedeți, copii, ce se întâmplă când lăsați străini în casă? Se pare că ieduțul nostru nu și-a învățat lecția nici măcar pentru a treia oară. Nu știm ce s-a întâmplat mai departe cu el, dar povestea spune că și-au terminat treaba căprițele și că se întorc de la praznic, unde au făcut cozonăcei, colăcei și sărmăluțe. Să vedem ce se întâmplă când nu-și vor găsi acasă odorul mult iubit. Buda și oaia, mă, să-ți dea în colț acolo tot timpul. Am mâncat toată noaptea, numai sarmale. Ah, dar n-aveau pic de carne, ați văzut. Da, nimic, nimic. Numai cu orez. Numai cu, da. Știți, fetelor, dar oare capra o fi săpat groapa aia singură? Nu știu. Da. Dar oare unde o fi eduțul nostru? Căprioară, căprioară, unde fusești astă seară, că ieduțul l-ai lăsat singurel și nemâncat. Căprioară, căprioară, unde fusești astă seară? Hai să-l căutăm. Unde-o fie eduțul nostru? Vlăduț! Vlad! Puiule, mami! Fiule. Se ascunde prin casă! Cred că se ascunde! Vlăduț, nu! Unde-a fi odorul nostru, zgom? O fi reușit el să se îmbrace singur! Ce? Da, o fi mâncat el ceva astăzi. Doamne! Da, o fi dormit.
știe la miază. Unde ești, mamă? Vlăduțe. Mama Margareta? Da, și eu. Mama Marieta? Mama Beheta? Taci, mă! Bine! Și aveam atâtea să vă povestesc, dar prima dată mă duc să mă schimb și apoi mă duc să mănânc ceva, că nu mai pot de foame. Ce s-o fi întâmplat cu el? O fi bolnav, ior săracu! Ne poate spune cineva ce s-a întâmplat cu ieduțul nostru cât am fost plecate de acasă? A venit vulpea și a luat hăinuțele. Apoi a venit ursul și a mâncat mâncarea. Și într-un final a venit și lupul și l-a alergat prin toată pădurea. Oh. Și iată-ne aici, slavă Domnului, e teafăr. Iertați-mă. Am să vă povestesc tot ce s-a întâmplat, da, dar mai întâi să mă bag la somn, că nu mai pot, mor de somn. Mama mia. Da, haide să te acopere mama și să te leagănă până adormi. Nu este nevoie, mă descurc și singur, că doar sunt băiat mare. Iar apoi ar trebui să vă băgați și voi la somn, că sigur sunteți obosite. Și unde s-a mai pomenit să te adoarmă mamele? Uite, întrebați-i pe copii, ce pe ei adoarme cineva? Nu, dorm singur, că doar sunt și ei mari. Și ca orice poveste, și povestea noastră are un final, chiar unul fericit. Sperăm că nu veți repeta și voi greșelile ieduțului nostru. Dar sunt sigur de asta, pentru că voi sunteți mari. Vă faceți patul singuri, vă spălați pe dinți după fiecare masă și, cel mai important, ascultați de mami și tati. Înainte să ne luăm la revedere, ce ziceți să chemăm animăluțele ca să-și ceară scuze ieduțului pentru că l-au speriat? L-au alergat prin pădure și au luat lucruri care nu le aparțin, nu-i așa? Da. Și asta nu e bine. Pe cine ați vrea să vedeți prima oară? Pe vulpe? Pe urs? Sau poate pe lup? Aveți dreptate. Pe vulpe. Vulpe-o! Să rămână. Ai ceva să-i spui ieduțului nostru? Vericule, eu veni să-mi cer scuze că-ți furai sacoașul și adidașii și să mă ierți. Bravo. Acum, copii? Așa este. Ursul. Ursule! Și băi? N-ai cumva să-i spui ceva ieduțului nostru? Băi, ba da... Pare rău că ți-am pus buza la prășuș că nu te-am lăsat să te răzlăghești, s-a mâncat toată mâncarea din cămară. Eu de obicei mănânc mâncare la dihaină cu două ochișoare, dragă-s nișuna. V-am zis că nu înțeleg ce zice. Și acum? Lupul, nu? Lupule! Yeah. Ai cumva, din întâmplare, să-i spui ceva ieduțului nostru? Yeah. Totul a început pe 13 august... Pe scurt. Pe scurt. Și îmi pare rău sfârșit. Și acum că toată lumea e împăcată și fericită, să petrecem până... Până dimineața! Unie pani și unie pleni, și-a să-mi spuneți voi băieți, să nu ne audă nimeni, voi ce fel de ies sunteți. Unie pani și unie pleni, și-a să-mi spuneți voi băieți, să nu ne audă nimeni, voi ce fel de ies sunteți. Unie duț umbla la școală, era harnic silitor, și nu-n cap pe îndoială, era foarte ascultător. Îi plăcea grozav cititul, orice text necunoscut, îi plăcea un cult de iarbă care trebuia păscut. Am
fost alintat. Un ied răsfățat, dar am crescut și nu mai sunt un ied harnic și un ied leneș. Ia să-mi spuneți voi, băieți, să nu ne audă nimeni, voi ce fel de ies sunteți. Un ied harnic și un ied leneș. Ia să-mi spuneți voi, băieți, să nu ne audă nimeni, voi ce fel de ies sunteți. Matematica nici vorbă pe iedus nu-l speria, cât fac unul și cu unul pe cornițe s-o potea. Stea cu-n băiețel în bancă, iedul cu mințel micuț, iar băiatul din potrivă zbânțui ca un ieduț. Am fost alintat, un ied răsfățat, dar am crescut și nu mai sunt. Un ied harnic și un ied leneș. Ia să-mi spuneți voi, băieți, să nu ne audă nimeni, voi ce fel de ies sunteți. Un ied harnic și un ied leneș. Ia să-mi spuneți voi, băieți, să nu ne audă nimeni, voi ce fel de ies sunteți. Și așa trecut și timpul, am crescut și-am învățat, ușa n-o deschid oricui când mămicii le-au plecat. Și uite așa povestea noastră a ajuns tot mai departe, lupul, ursul și cu vulpea, toată lumea e în carte.